Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Dragul meu Sherlock Holmes de Haralam Zinkă. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare, mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem. Din partea autorului. Nu există un dosar real Cristian Lucaci, așa cum nu există un institut de artă scenografică și publicitară. Studiul atent al unor realități mi-a demonstrat însă fără echivoc că acolo unde demnitatea umană, sub presiunea unor porniri primare, abdică de la valorile ei etice, se potrivi brusc situații dramatice cu consecințe ireparabile. Am scris deci cartea de față călăuzit de dorința fierbinte de a preveni la vreme apariția unui caz Cristian Lucaci. Doresc să mai atrag atenția că orice asemănare dintre personaje și persoanele în viață nu poate fi decât întâmplătoare. Capitolul 1. Pe ecran, Alain Delon alias Zorro. În dreapta mea, Lily, sărmana. Se vede nevoită să-și împartă afecțiunea. Mie o porție, lui Zorro o altă porție. Și tot așa din secvență în secvență. Clipe rare. Când mai apuc eu să le trăiesc? Cum să nu fiu fericit? Doamne, și cu câtă semeție călărește Zorro. Cu câtă îndrăzneală se avântă pe nărăvașul său un armăsar pur sânge ca să-și înfrunte dușmanii, care dușmani cad și cad doborâți de brațul puternic și drept al frumosului cu mască neagră. Iar lângă mine, Lily suspină ori de câte ori cavalerul dreptății își leapă de masca pentru a-și dezvălui zâmbetul seducător, precum și o dantură de invidiat. E limpede. Lily moare după Alain Delon. Eu însă, ca orice bărbat superior, nu sunt gelos. Ba din potrivă, sunt recunoscător. Doar datorită lui Alain Delon mă aflu cu ea în sală și urmărim la oaltă filmul. Cu biletele a fost un fleac. Lily le-a procurat. I-a păcălit destul de nostim pe Don Juanii din fața cinematografului Patria. Unii se și vedeau cu dânsa în sală pe întuneric. Ce mutre au mai făcut în momentul cheie, când din mulțime am răsărit eu pe neașteptate și am luat-o drăgăstos de braț. Zorul ăsta nu e numai drept și ager la minte, dar și muieratic. Mereu îi face cu ochiul logodnicei mele storcându-i suspine. Mie însă nu-mi pasă. Am încredere în Zorul. Dă-i înainte, băiete! Te urmăresc cu sufletul la gură și mă faci să uit de toate. Păcat că un film cu Zorro ține doar 90 de minute. Când ți-e viața mai frumoasă, hop că pică și secvența finală. Zorro își îmbrățișează cu patimă iubita, iar în sală luminile se aprind puțin câte puțin, ca nu cumva trecerea noastră de la o realitate la alta să fie prea bruscă. Lily oftează, se ridică a nevoie și cu gândul la Delon mă ia de braț. Suferă. Eu, înduioșat, îi respect suferința. Cred că o să mai sufere vreo 10 minute și gata. Rămânem locului, așteptând ca mulțimea să se scurgă spre ieșire. Lily, copleșită, tace. Mă folosesc de răgaz și încep să mă gândesc la un plan de acțiune. E ora 20, sunt liber, e prima mea după amiază liberă, după nu știu câtă vreme. O să o invit pe Lily la ambasador. O să cinăm, o să și dansăm. Logodnicei mele îi place să danseze. Mie? A, șișderea. Suntem la sfârșitul lui octombrie, ultima oară am dansat în noaptea de Revelion, căci numai atunci mai prins și eu un ceas două de dans. Da, planul cu cina la ambasador îl găsesc tentant. Îmi scodesc iubita. E încă sub vraja surâsului parșiva lui Alain Delon. În stradă va fi din nou a mea. Strada ține întotdeauna cu mine. Ne îndreptăm spre ieșire. Afară îmi voi dezvălui intențiile. E răcoare, iar eu sunt în taie. Mai prudentă, Lily și-a luat pardesiul. Ușile larg deschise rămân în urmă. Deodată, Lily se alarmează și înșoptește. Ce zici de golan ăsta cum se uită la mine? Nu văd niciun golan în jur. Nu-mi exprim nedumerirea, știu că în clipele astea de neliniște, Lily, ca să răspundă golanului sau golanilor, mă apucă drăgăstoasă de braț, adică... Ia vedeți-vă de drum
că nu sunt singură ca să vă luați de mine. Încă puțin și vom fi în stradă. Dar nu aduce anul, ce aduce ceasul. Pe neașteptate îl zăresc pe capitanul Nicu Povară. Stă la pândă. Pe mine mă pândește, pot să jur. Mai am timp să o iau pe Lili de mână și să mă furișez așa încât colegul meu să nu dea cu ochii de mine. Nu mă lasă însă inima, deși presimt că toată fericirea mea clădită pe dimensiunea câtorva ceasuri se va nărui. Gata, nu mai e nimic de făcut. M-a descoperit. Acum orice manevră-i de prisos. Îi văd fața prelungă cu bărbia exagerat de împinsă înainte, până atunci crispată și întunecată de încordare, cum se destinde, luminându-se. Îmi tot face semn cu mâna și începe să înnoate spre noi. Crapă de atâta bucurie. De ce oare? Ce dracu nu-mi vede mutra? Nu-mi citește pe față că sunt de nenorocit din pricina bucuriei lui? În fond, eu sunt de vină. Cine naiba m-a pus să-i spun mamei că sunt la Zoro cu Lili? Că doar pe timpul meu liber m-am dus. Poftim, acum conștiinciozitatea mi iese pe nas. Cine-i ăsta? Mă întreabă Lili, care, deși a vorbit în nenumărate rânduri cu el la telefon, n-a avut plăcerea să-l cunoască și personal. E Povară, îmi aduce un ordin de chemare. Încerc eu să glumesc. Lili e ageră la minte, a priceput imediat cum stau lucrurile și reacționează prompt. Mi-ai promis o seară, o seară noastră. Recunosc. Aș vrea să mai îndrug câteva cuvinte, dar numai la câțiva pași mă pomenesc cu Povară în brațe. Liviule! În stradă e cam întuneric și nu pot să-mi dau seama dacă observă că nu îi prea împărtășesc entuziasmul. Îl întâmpin cu răceală. Logodnica mea, Lili, capitanul Povară. Sărut mâinile, ne cunoaștem, de la telefon. Eu sunt Povară. Colegul meu își manifestă cu nerușinare bucuria, iar eu nu mai știu dacă-i fericit că a dat cu ochii de mine sau pentru că i s-a oferit prilejul să o cunoască pe Lili. Răspunzând parcă gândurilor mele, se întoarce și îmi spune: am să-ți comunic ceva important. Vrea să mă ia deoparte, eu însă îl oblig să-mi transmită mesajul de față cu Lili. Nu întâmplător. Sunt convins că în felul acesta mă scutește pe mine de multe. De pildă de o convorbire explicativă între patru ochi cu iubita. Atitudinea mea îl surprinde. Știu exact ce se petrece acum în sufletul lui Povară, format cu precizie în tiparele regulamentelor și instrucțiunilor. Cum să dezvăluie el, în prezența unei alte persoane, un ordin de serviciu? Și ce dacă mi-e logodnică? Și ce dacă de mai bine de 4 ani ne toți zbatem să ne căsătorim și de fiecare dată intervine câte ceva care ne împiedică? Hai, vorbește, îmi îmbărbătez colegul. Doar știi că Lili o să-mi fie nevastă pe cel puțin 100 de ani de acum încolo. Așa că... Lili mi-o retează. Asta s-o crezi tu. Ia te uită. Nu mă așteptam la o replică atât de fulgerătoare din partea ei. Cu ritmul tău de viață, își completează ea ideea, ca să trăim doar 10 ani ca soț și soție, am avea nevoie nu de un secol, ci de un mileniu. Strada e ca și pustie. Admiratorii lui Zoro s-au scurs de mult spre marile bulevarde. Povară tușește stingher, de parcă ar dori să mă întrebe: vorbesc sau tac? Hai, dă-i drumul, îl îndemn eu cuprins de tristețe. Pe strada icoanei la numărul 31 a fost găsit cadavrul unui tânăr în vârstă de 24 de ani. O crimă, deci, exclam eu dornic să o impresionez pe Lili și să o determin să înțeleagă mai adânc rosturile mele profesionale. Lipsit complet de imaginație, Povară mă contrazice. No, sinucidere. Mă desumflu ca un balon și mă indignez ca un prost, jignit de faptul că cei din jur nu îmi recunosc deșteptăciunea. Sinucidere? Păi asta-i treaba procuraturii, a secției de miliție? Zău, așa, Povară, ce amestecare judiciarul capitalei în povestea asta? Consider că am pus punctul pe ei. Nu mi-ascund supărarea, o iau pe Lili de braț, decis să mă îndrept spre ambasador. Stai că nu e așa, intervine Povară. Procurorului se pare că ceva nu e în ordine și că... Nu mă pot stăpâni și zbucnesc. Îi se pare, asta-i bună, îi se pare. Și mie câte nu mi se par. Uite, de pildă, în seara asta mi s-a părut că sunt liber și că sunt fericit. Și dintr-o dată intră Povară pe fir și mă împovărează. Nu vorbesc pentru colegul meu, știu foarte bine că n-a venit după mine de capul lui, ci pentru Lili. Să vadă și ea că eu nu pot fi întors din drum oricum așa și de oricine. Povară, sărăcuțul de el, se vede nevoit să arunce în joc supremul argument. Procurorul a vorbit cu șeful și șeful i-a dat dreptate.
Mi-a ordonat să te scot din pământ, din iarbă verde și să te duc în icoanei. Mașina nu-l las să termine. Îmi trec nervos degetele prin părul meu sârmos și scrâșnind încep să joc teatru. Povară? Ne cunoaștem de atâția ani. La școala de ofițer te-am scos din multe belele. Raportează-i șefului că nu m-ai găsit, simplu ca bună ziua. Povară nu-mi înțelege tactica. Propunerea mea îl revoltă. Cum poți să-mi ceri una ca asta? Înțelege și tu, n-am mai ieșit de mult cu logodnica mea. I-am promis o cină la ambasador că o să dansăm. N-am și eu dreptul ăsta. Deodată aud cum răsună glasul dulce, înduioșat al iubitei, al femeii cu care mă voi căsători și cu care sper să și cresc 2-3 copii. Liviu, tovarășul Povară are dreptate. Cum de-i cer să mintă? Dacă ești chemat, înseamnă că prezența ta acolo e absolut necesară. Trece brusc la un ton de cruntă dezamăgire. Lili, și tu? Vroiam atât de mult să dansăm la ambasador. Hai, lasă, altă dată, încearcă ea să mă împace. Aș fi putut să salvez seara noastră dacă tu nu te amestecai. Hai, uite, te rog eu, hai, du-te. Mă las cu greu convins, însă nu pot să rămân indiferent la insistențele iubitei. Capul îmi cade spășit în piept și îl întreb pe Povară unde a parcat mașina. Aici, după colț pe Dionisie Lupu. Bine, o să o conducem acasă. O iau pe Lili de mână și călăuzit de Povară ne îndreptăm spre dacia miliției. Pot să merg și pe jos, se apără Lili. Nimeresc drumul și singură. Capitanul Povară îmi sare în ajutor, e galant, e politicos, nu mai vorbe dulce ies din gură. Da, se poate! Ne credeți chiar așa de... Nu-și duce frazele până la capăt, iar Lili nu se arată prea interesată să afle ce vroia Povară să-i demonstreze. Cine-i la volan? Schimb eu vorba. Plutonierul Benone. Perfect, îmi place omul că-i vesel din fire. Să trăiți, tovarășe capitan! Mă salută plutonierul cu o bucurie spontană. Chiar acum a întrebat șeful de dumneavoastră. Se uită la Lili cu un interes aparte. Nu prea înțelege ce caută cu noi. Ți-o prezint pe logodnica mea, nene Benone. O să o conducem acasă pe strada Romulus și pe urmă ne vedem de ale noastre. Lili și Povară iau loc pe bancheta din spate, eu mă așez lângă șofer ca să-l pot chema pe șef la telefon. Simt o puternică dorință lăuntrică de a o epata pe Lili, să vadă pe concret ce logodnic are. Mașina gonește noapte, iar eu duc receptorul la ureche și îmi chem șeful. Raportează capitanul Liviu Roman, rostesc clasica formulă. Glasul colonelului Donea îmi sparge timpanul. I-a auzit și de Lili și de Povară. Deci, au dat de tine, băiete, pe unde umblași cu vreo dulcine? Mă prinde pe neașteptat o tuse diplomatică. Ai răcit? Trece șeful la un ton patern. Nițeluș! Măi, băiete, ia vezi tu că ceva nu e în regulă pe strada Icoanei. Procurorul Berindei de la municipiu recunoaște că nu poate să se descurce fără ajutorul nostru. Ceva nu-mi place. Ce? Nu poate să definească nici el. De aceea n-a dispus încă ridicarea cadavrului. Nu vrea să rasolească afacerea. L-am trimis la locul faptei și pe Grigoraș. Poate o să ai nevoie de el. Ai înțeles? Înțeles să trăiți. Nu s-or supăra băieții de la secție. Vorbesc eu cu comandantul de la A8, am promite șeful. Au crezut că e o chestie de rutine, de proces verbal și au trimis acolo un boboc. Până la orele 12 sunt aici. Înțeles? Înțeles? Baftă. Baftă e un cuvânt pe care colonelul Donea l-a învățat în urmă cu 3 ani, când feciorul său a dat examenul de admitere la AS. Succesul moștenitorului său l-a determinat să introducă urarea și în relațiile cu subalternii. Mără succes spre Lili și Povară. Din momentul în care s-au așezat, au încremenit la o distanță apreciabilă unul de celălalt. Din gură îmi iese un porumbel. Asta-i fato, a fost o seară strașnică. Lili nu se sfiește să mă ironizeze în prezența celor 2 colegi. Așa e, dragule, a fost o seară strașnică. Dar se vede treaba că nu ți-ajung cadavrele de pe ecran. Mai ai și în viață nevoie de ele. Șoferul m-a învrednicit cu o căutătură scurtă și sfredelitoare. Povară abia îndrăznește să schițeze un zâmbet. Caut să surprind ochii iubitei și o întreb rugător. Așa e că nu ești supărată pe mine. Povară intervine și el galant, nimic de zis. Vreau să cred că nici pe mine nu sunte supărată. Da, se poate, ne răspunde Lili. Cum să te superi pe vatmanul unui tramvai care nu din vina lui, ci din a ta, că l-ai luat greșit. Te lasă în altă stație. E clar, tramvaiul lua greșit sunt eu.
Se căinează că nu a avut tăria necesară să reziste insistențelor mele. Probabil că acum înduioșată de propria-i suferință sentimentală, se întreabă ca în multe alte rânduri. Doamne, cum de am fost în stare să mă îndrăgostesc de un milițian? În clipele de felul ăstora, Lili îmi uită gradul, licența, specialitatea. Intuiesc cum o să ne despărțim. Cu siguranță că o să-mi declare pe un ton ritos. Explică-i mamei tale pe care o iubesc din tot sufletul de ce am luat hotărârea să rup logodna. Lili are dreptate. Ar fi o tâmpenie din partea mea să contest acest adevăr evident. Doamne, de câte ori n-am pus-o în situații asemănătoare. Ce vină am eu că așa dintr-o dată se ivește cât un cadavru care mi se adresează. Să trăiți, tovarășe copitan, să vedeți ce mi s-a întâmplat. Pă, când mă așteptam eu mai puțin, am fost ucis. Mor și eu așa de curiozitate să aflu cine mi-a făcut de petrecanie. Așa că vă rog eu să binevoiți să... Bâzâitul telefonului mă smulge gândurilor negre. E șeful. Din nou, glasul său metalic răsună puternic în interiorul Daciei. Mai ești mașină? Da, să trăiți. Ea îmi comunica lui Berindei că sosești dintr-un moment în altul. Ce-l nedumerește? Absența unei scrisori de adio. Îmi vine să mă răstesc precum Hamlet în momentele sale de zbucium. Cum? Și pentru atâtea lucruri mă smulgeți de lângă Lili și îmi creați dificultăți cu logodnica. Și o să-ți mai explice el ceva acolo, ceva, nu știu ce. Încă n-a dat jos cadavru, te așteaptă pe tine. Cu mintea mai mult la Zoro, la brațul cald al logodnicei, la proiectul cu cine la ambasador, nu prea l-am înțeles cum e cu așteptarea cadavrului și îl întreb. De unde să-l dea jos? Din laț. A, s-a spânzurat, exclam eu uitând pentru o clipă de Lili. Șeful a dispărut de pe fir. Tăcerea e funerară. Gândul că în curând voi lua un prim contact cu locul faptei mă indispune. E drept. Specialitatea mea de criminalist presupune de la sine asemenea raporturi și s-ar fi cuvenit să mă fi obișnuit cu o anumită condiție de viață și muncă. Da, uite că nu m-am obișnuit. Aproape de fiecare dată primul contact cu elementele de la locul faptei stârnește în mine o neliniște și un fel de indispoziție dureroasă. Până și trusa lui Grigoraș, atât de necesară cercetărilor criminalistice, mi se pare un sacrilegiu. Blițul său, fotografierea cadavrului din unghiuri diferite, numai că nu îi se cere mortului să zâmbească. Foindu-se pe bancheta din spate, Lili mi-amintește că mai e în mașină. Mă răsucesc din nou spre ea și îi zâmbesc tandru. Intrăm pe Romulus, ne anunță plutonierul Benone. La 27, îl ghidează Lili, după indicatorul atenție copii. Zâmbetul meu a dat greș. În schimb, îmi răspunde povară, hlizindu-se. Numai el e de vină. El mi-a stricat seara, să nu mă fi găsit. Eh, ce s-ar fi întâmplat? Mai sunt și alți criminaliști pe lumea asta. Dacia a oprit. Tresar. Am ajuns. A bătut și clipa grea a despărțirii. Ireparabilul se va produce. Unde ești tu, Zoro? Unde-i sala cufundată în întuneric? Lili mulțumește și coboară. Cobor și eu să o conduc până la poartă. E răcoare, chiar frig. Strada e pustie. O conduc în tăcere cu un sentiment nedisimulat de culpabilitate. La poartă, logodnica mea mi se adresează fără menajamente. Ascultă, Liviu, dacă ți imaginezi că teatrul jucat de tine m-a convins, să știi că te înșeli. Noapte bună! Lili! O implor și dau sosorât. Copăcel, ești coșco geamitea capitan și te porți ca un sublocotenent. Lili, draga mea, chiar așa o să arate viața noastră? Mă întreabă ea pentru a nu știu câta oară. Mereu o să ai de ales între mine și un cadavru. Nu ți-am ascuns nimic, draga mea. Asta mi-e profesiunea, să lupt împotriva criminalității. Mulțumesc că am mai auzit-o. Hai, du-te, mă expediază ea. Și baftă! Ar fi vrut să mai adauge ceva. Brusc însă se desprinde de mine și se pierde în bezna curții. Mă retrag mai abătut ca niciodată. Plutonierul a priceput că trebuie să-și înghită limba. Demarează, îmi propun ca încă noaptea asta să-i telefonez. Sau mâine de dimineață, la Romanța. Unde am cunoscut-o pe Lili vânzând muzică. Capitolul 2. Dacia a oprit în dreptul unui imobil cu 3 etaje. Cobor însoțit de povară, la poartă, în ciuda orei înaintate, mai găsesc vreo 10 curioși care șoferă șușotind explicații. Amuțesc în clipa când trecem pe lângă ei. Un sergent major ne lămurește pe unde trebuie să o luăm. Pe scara de serviciu sus la mansardă.
Înconjurăm clădirea. Nimerim ușor intrarea de serviciu luminată de un bec slab. Lângă ușă ne lovim de o femeie pipernicită și parcă înfrigurată. E prea întuneric în jur, iar noi prea grăbiți ca să-i putem desluși chipul. Urcăm. Scara e îngustă. În urma noastră auzim vocea fără vlagă a femeii. Sus, la capătul scării. Eu merg înainte, povară vine după mine, răsuflă greu. Mie mi s-a făcut cald, din ce în ce mai cald. Ajung la ultima treaptă a scării și mă pomenesc în fața unei uși. Apuc clanța, o apăs, cedează. Intru. Povară după mine. A, capitanul Roman! Mă întâmpină procurorul Berindei cu o bucurie care mă indispune și mai mult. Se bucură de pe acum că o să-mi predea cazul. Îl știu eu. A mai colaborat. Îmi scutură voinicește mâna și mărturisește. Te așteptăm, domnule, cam de multișor, dar te așteptăm. Ei, drăcie, îmi vorbește de parcă m-ar fi așteptat la nu știu ce cocktail sau recepție. Nu îi împărtășesc buna dispoziție. Mă cuprinde chiar o ușoară stare de nervozitate, ca și când aș presimți ceva. Ceva grav, confuz, greu de definit. E starea pe care o am la debutul cercetării. Dracu mai știe când mi s-a forma și reflexul ăsta. Deodată îl văd. Lațul e înodat de un cârlig fixat de cel mai înalt punct al mansardei. Inima mi se răsucește de durere, dar în momentul următor îmi recapăt stăpânirea de sine. Știu bine că am pălit, dar nu cred că cineva să fie observat. Ochii mi se opresc pe picioarele sinucigașului, purta ciorapi albaștri, flaușați, în clipa când am pins trepiedul pe care urcase. Îmi ridic privirile puțin câte puțin, pantalon de doc, bătuți în ținte, roși pe la genunchi. O centură lată, confecționată manual, un tricou albastru decolorat, lipit de un piept mușchiulos, puternic și pe care scrie cu litere de tipar Harvard. Sunt sigur că în secunda următoare voi descoperi un chip încadrat de o barbă neîngrijită, lațul. Capul smucit într-o parte. Nu, nu-și lăsase barbă, ci numai plete, nici ele prea lungi. Trupul atârna întins, ca și când într-o clipă de luciditate stăpânul său ar fi vrut să se salveze, încercând să atingă cu degetele picioarelor podeaua. Mă răsucesc spre cei care într-o liniște adâncă au urmărit contactul meu cu locul faptei. Ai fotografiat? Îl întreb pe capitanul Grigoraș și parcă vocea nu e a mea. Da, transpir abundent, mi-e cald. Îmi trag cravata și mă deschei la guler. Găsesc că ne-am înghesuit cam mulți. Procurorul Berindei, Grigoraș al meu, medicul legis Patrichi, un locotenent scund tinerel, trimisul secției, iar lângă ușă povară de parcă cineva i-ar fi ordonat să împietrească locului. Întreb. Numele mortului? Îmi răspunde procurorul. Cristian Lucaci, 24 de ani, din Lugoj, student în ultimul an la Institutul de Artă Scenografică și Publicitară. Procurorul ar vrea să continue. Îi fac un semn să se oprească, îmi reiau cercetările și primele cuvinte ce-mi răsar în minte sunt: omul sfințește locul. Dintr-o privire îmi dau seama că tânărul care a locuit până acum câteva ore în limitele acestui spațiu și-a sfințit locul, lăsând în urma sa nu o mansardă oarecare, ci un univers. Plafonul, de fapt partea interioară a acoperișului, este complet tapetat cu ilustrații de dimensiuni diferite, decupate de prin reviste românești și străine, cu afișe ale revistei secolului 20 și ale centrului de difuzare a filmelor. Toate astea într-o îngrămădire aparent fără noimă, alcătuind totuși o compoziție grafică pe care doar un critic de artă ar fi în măsură să o comenteze și să o aprecieze. Patul, de fapt o canapea ceva mai lată, căreia îi se retezaseră picioarele, părea crescut direct din podea. Înainte spre pat, e acoperit cu o cergă verde, în stânga o lampă de lectură cu abajur lucrat, probabil, tot de mâna studentului. Maple, ca prin lumina, abajurul prinde viață și îmi sugerează o reclamă a unei companii aeriene. De la București, marcat pe abajur cu arcul de triumf, pornește o linie spre turnul Eiffel, prelungindu-se peste ocean către Statuia Libertății. De acolo, itinerarul trece prin Mexico, Bombay, Tokyo, Moscova. Cu siguranță că Cristian Luca, ce ori de câte ori se întindea pe pat, aprindea lampa și pornea cu imaginația într-o călătorie fantastică. În stânga patului, pe scoarță țărănească, șerpuiește șnurul alb al unui prelungitor electric. Un capăt e vârât în priză, celălalt își arată inutil ștecherul. E șnurul unui aparat.
poate al unui magnetofon, poate al unui reșou. Îmi rotez privirile. Cât trebuie să fi muncit Cristian Lucaci ca să-și sfințească mansarda? O cortină de pânză albastră pe care tânărul artist pictase tot felul de figuri geometrice, ce dau ochiului o încântare greu de explicat, desparte spațiul de locuit de cel destinat folosinței casnice. O chiuvetă, un frigider, un aragaz turistic, un mic bufet, farfurii, tacâmuri, ceșcuțe de cafea. Peste tot, o ordine exemplară. Ai folosit Agfa Color? Întrebe neașteptate, ca și când asta ar fi fost problema numărul 1 a deplasării mele la locul faptei. Da, aș vrea însă să și filmez, îmi răspunde Grigoraș. Ai aparatul la tine? Aș trece mâine. Nu e cazul. Întâlnesc fețele întunecate ale celorlalți. Procurorul mi se pare nerăbdător să încheie prima formalitate. Nici o scrisoare? Nu-mi răspunde procurorul, ci locotenentul. Se recomandă și mi se adresează ca la regulament. E tare tânăr, cred că a absolvit școala de ofițeri anul trecut. Am căutat peste tot, în toate unghierele, și n-am găsit decât un libret cec cu o depunere de 17.500 de lei. Nici o scrisoare. Ori se știe că sinucigașul își lasă scrisoarea la vedere. Da, așa e. E un adevăr verificat. În 98% din cazuri, scrisorile sunt puse la vedere. Mai sunt însă și excepții. Îmi îndrept ochii spre procuror și, înainte de a deschide discuția, îl privesc cu dojană. De ce ne-ați chemat? Numai pentru că nu ați găsit tradiționala scrisoare? Procurorul nu se supără de tonul meu. Își freacă bărbia și îmi zâmbește obosit. Trei sunt motivele. Începe el să mă lămurească. Primul, absența scrisorii. Al doilea, poziția mortului în laț. Și al treilea, am găsit pe bufetul de dincolo o fiolă de morfină. Tresar. Golită? E rândul lui Grigoraș, omului cu trusa, să intervină. Am ridicat-o, a fost folosită. După toate aparențele, morfina a fost absorbită de o siringă și, probabil, injectată. Și seringa? Întreb din ce în ce mai tulburat. Nu a fost găsită, precizează procurorul. E rândul său să mă privească dojenitor. Cum de mi-am putut închipui că poate să cheme organul de miliție fără motive temeinice? Înghit gălușca, se cuvine. Îi cer locotenentului să împingă mai aproape taburetul. E serviabil. Ceilalți sunt cu ochii la mine. Mă urc pe taburet și încep să cercetez cu atenție lațul. Nu-mi trebuie prea mult timp ca să-mi dau seama că cel de-al doilea motiv invocat de procuror este justificat. Lațul nu s-a strâns în jurul gâtului, a rămas lărgit, victima nu s-a sugrumat, ci s-a împiedicat de ceva. Moartea lui Cristian Lucaci s-a produs fără îndoială, lent și chinuit. Cobor de pe taburet din nou, îl întreb pe Grigoraș dacă a fotografiat. Nu-i spun ce, dar pricepe la ce mă refer. Fotografiat? Te-ai lămurit, capitane? Glasul procurorului nu-mi pare al unui om obosit, ci din potrivă. Mă uit la doctorul Patrichi, marele specialist în disecția cadavrelor. Calm, stăpân pe sine, gânditor. Zic, de lămurit o să ne lămurească dumnealui. Patrichi dă din cap aprobator și mă întreabă dacă poate să-l ridice. Nu dispun eu, ci procurorul. Acesta îi cere să mai aștepte, să nu se grăbească, apoi mă întreabă. Ai vreo neclaritate? Ce mai întrebare? Dacă am vreo neclaritate? Am nu una, ci 1000 de neclarități. Locuia singur? Singur, precizează procurorul. Părinții are? Are, locuiesc la Lugoj. Cum a fost descoperit cadavrul? O femeie de serviciu l-a descoperit. Procurorul își ia servieta de pe un taburet și scoate la iveală o coală de hârtie. Aruncă o privire peste rândurile scrise cu pastă și continuă. O cheamă Lucreția Budescu. E angajata familiei Țugui de la etajul 1. În același timp îi făcea și studentului anumite servicii în gospodărie. Astă seară, în jurul orelor 18.40, știindu-l pe Cristian Lucaci acasă, a urcat la el. A bătut la ușă și, neprimind niciun răspuns, a apăsat pe clanță. Ușa a cedat și, când a văzut cadavrul, a scos un răcnet, de-a ridicat în picioare toată casa și a căzut într-un leșin lung. Au sărit vecinii, au găsit-o și, uite așa, s-a descoperit și cadavrul lui Lucaci. Locotenentul îndrăznește să-l completeze pe procuror. Mai întâi am fost noi anunțați, iar secția a informat procuratura. Găsești motivată cererea mea ca judiciarul să intervină? Dorește procurorul să știe. Mi-ai stricat seara, tovarășe procuror. Îi vorbesc eu un gând. Ți-e teamă să-ți asumi singur răspunderea. Nu crezi că avem și noi dreptul să mergem la un film? Fie el chiar și prost. Sau la un restaurant să cinăm, să dansăm?
Cu glas tare răspund însă. S-a procedat bine. Intervenția judiciarului mi se pare necesară. Fac o pauză și îl fixez iar cu reproș pe procuror. Numai că afacerea asta încade mie pe cap. Berinde își vede de servietă ca și când n-ar fi auzit ultimele mele cuvinte. Apar și doi brancardieri. Au făcut un slalom strâns urcând scara. Doctorul Patrichie îi ia în primire și le dă câteva indicații. Lațul trebuie să rămână locului înnodat de cârlig. Nu suport scena, de aceea mă îndrept spre bucătăria mansardei, făcându-i semn lui povară care în acest răstimp nu s-a clintit de lângă ușă să mă urmeze. Din câțiva pași e lângă mine. Cauți ceva? Mă întreabă. Nu caut, ci adulmec când tocmai ca un ogar. Revăd încă o dată obiectele ce se constituie într-o mini-bucătărie, într-un mini-grup sanitar. Sunt din nou plăcut impresionat de curățenia și rânduiala din jur. Și a injectat morfină. Îl aud pe povară vorbindu-mi. A intrat într-o stare euforică și și-a pierdut controlul. Așa se explică faptul că s-a debarasat de seringă, dar nu de fiolă. Apoi și-a băgat capul în laț. Un caz straniu de sinucidere. Nu văd de ce am prinde mingea procuraturii. Bravo, povar, îl zeflemisesc eu un gând. Mai întâi mă dibui la patria, mă deturnez de lângă logodnic, îmi creez complicații, iar acum mă sfătuiești să nu prindem mingea. Bravo, povară, bravo! Capitanul nu stăruie să-i răspund. De dincolo de cortină, doctorul Patrichi mă anunță. Gata, capitane, am plecat. Să știi că imediat ce ajung la disecție, mă și apuc de lucru. Mâine de dimineață o să aveți expertiza. Noapte bună! După zgomotele ce se îndepărtează, îmi dau seama că brancardierii au plecat. Părăsesc bucătăria și primul lucru ce-l zăresc e lațul. Se leagănă sub tavan ca în bătaia vântului. Sub ochii celorlalți mă urc iarăși pe taburet și cercetez cu atenție frânghia. Descoper de asta dată, cu ușurință, cauza pentru care lațul nu s-a strâns în jurul gâtului odată cu căderea trupului. Un nod a împiedicat un alt nod. Cobor. Nimeni nu e curios să afle ce am văzut acolo sus și asta zău că-mi place. Iau frânghia? Mă întreabă Grigoraș. Da, iau cu mine și fiola. Foarte bine. În mansardă am rămas trei reprezentanți ai miliției și unul al procuraturii. Pun sigiliul? Mă întreabă Berindei. Ar fi bine, deși mâine aș vrea să revin să reiau cercetările. Uf, oftează procurorul. Dacă are părinți, trebuie să-i anunțăm. Mă cuprinde groaza. Ce să facem? Asta ne e meseria. Reprezentăm legea și intră în obligațiile noastre de a sta de vorbă cu părinții defunctului. Absența unei scrisori ne îngreunează mult misiunea. Vom fi întrebați de ce a făcut-o. Iar noi ce o să le răspundem? Nu avem ce. Nici o explicație în legătură cu actul funest al fiului lor. Ce vom afla mai târziu din expertiza medico-legală va fi o completare la modul cum tânărul și-a pus capăt vieții. Dar oare într-adevăr și-a pus capăt vieții? Deocamdată, toate elementele converg către una și aceeași concluzie. Cristian Lucaci s-a sinucis. Scenariul desfășurării actului de desperare pare clar. După ce tânărul și-a injectat o doză de morfină, a acționat în continuare sub influența drogului. Chiar și nodul acela al lațului care a frânat strangurarea indică starea lui confuză. Probabil că tot din pricina drogării nu s-a mai putut elibera din laț sau a refuzat să încerce. Și lațul s-a strâns lent, chinuit. Ia uitați-vă în mapa asta! Ne invită pe neașteptate povară, care între timp s-a apucat să inspecteze și el mansarda. Îi onorăm invitația. În mapă, nenumărate schițe lucrate de Cristian Lucaci în cărbune. Schițe de decoruri, de costume, de interioare, de epocă. Și dintr-o dată, printre ele, portretul unei tinere. O față ovală, un păr lung care îi acoperă o parte a feței, gura cu buze senzuale, apoi ochii. Fuseseră surprinși privind sfioși într-o parte, de parcă ar fi dorit să scape de spiritul de observație al artistului. Ploapele ușor lăsate conferau modelului o expresie ciudată, enigmatică. Frumoasă fată, apreciez eu în șoaptă. Procurorul îmi dă dreptate și sugerează. O fi vreun model al institutului. Povară, descoperitorul mapei, e de altă părere. De ce n-ar fi o colegă? Sau poate chiar iubita lui? Numai tânărul locotenent tace. Îl înțeleg, nu cred că a participat la prea multe cazuri de tipul ăsta și preferă să asculte și să bage la cap. Bineînțeles, dacă îl pasionează profesiunea. Mă uit la ceas, e aproape 11. Îi cer lui povară să pună mapa la loc.
Ne pregătim să părăsim locul faptei. Pe neașteptate însă, privirile-mi cad din nou pe șnurul acela electric, cu un ștecher vârât în priză și cu celălalt abandonat. Caut în preajmă vreun aparat menit să-i justifice rostul. Nu dau de niciunul. Atrag atenția celorlalți. De la ce-o fi șnurul ăsta? De la vreun reșou, presupune procurorul. Povară e de altă părere. Șnurul de reșou arată altfel. Mă uit la locotenent și îl invit din priviri să răspundă și el. E de la un magnetofon sau casetofon. Instinctiv simt că locotenentul s-a apropiat cel mai mult de adevăr posibil. Tânărul nu șovăie în a-și susține ipoteza. Întreaga atmosfera mansardei e una modernă, tipic tinerească. Toată scenografia mi-amintește de anumite interioare pe care le-am văzut în filme. Din atmosfera asta lipsește magnetofonul, casetofonul sau tranzistorul. Unde o fi? Îmi arăt eu mirarea. Că șnurul văd că există cu ștecherul în priză. Măgulit de atenția ce eu acord, locotenentul îmi răspunde ca la școală. Deducem trei posibilități, tovarășe capitan. Prima posibilitate, știind că își va pune capăt vieții, l-o fi dărui cuiva, unui prieten sau prietene. A doua, aparatul o fi fost de împrumut și înainte de a se sinucide a ținut să-l înapoieze. A treia, aparatul a fost sustras, adică furat, ține povară să îi se precizeze. Locotenentul se mulțumește să dea afirmativ din cap. Deși mă încearcă un zâmbet de deplină înțelegere, mă feresc să-l exteriorizez. De ce totuși, îl contrazic eu un gând, în toate cele trei posibilități șnurul a rămas locului? Și ca să nu-mi întristez confratele mai tânăr, subliniez și eu fără convingere a patra posibilitate. Poate că l-a vândut. Povară însă ține să adauge. Bine, da, de ce fără șnur? Procurorul își cercetează ostentativ ceasul și curmă discuția. E târziu, domnilor, să mai mergem și pe la casele noastre. Procesul verbal îl completăm mâine. Are dreptate. Ne îndreptăm spre ieșire și lângă ușă amintesc. Cadavrul a fost descoperit de Lucreția Budescu. Dacă am reținut corect, ea se îngrija și de locuința studentului. Ea o să poată să ne lămurească în privința aparatului. Să lăsăm pe mâine, e de părere procurorul. Cred că după leșinul acela e bine să o lăsăm în pace. Ieșiți că vreau să sigilez. Ieșim, spațiul e mic. Ca procurorul să-și poată face meseria, povară și locotenentul se văd nevoi să coboare câteva trepte. Aceeași lumină chioară pe scări. La nivelul mansardei observ încă o ușă. Dă într-un veceu de serviciu. Procurorul operează cu îndemânare și în câteva minute termină. Îl aud cum răsuflă ușurat și poruncește. Gata, coborâți tovarăș. Scara e pustie, liniște. Ai impresia că toată lumea doarme. În realitate, toți locatarii așteaptă pe la ferestre clipa când și cele două mașini staționate în fața imobilului vor pleca. Norii s-au bulucit deasupra orașului. Întunericul nopții a devenit mai dens, e frig, miroase a ploaie. Strângându-mi mâna, procurorul îmi spune: ne telefonăm de dimineață ca să fixăm ora când ne vom relua cercetările. De acord? Noapte bună! Urcă în trabantul său gri cu care se deplasează peste tot și îl pornește. Un zgomot ca de motocicletă nervoasă trezește toată strada. Mă părăsește și locotenentul, scuzându-se respectos că-i de serviciu. O ia pe jos, căci secția de miliție e la o aruncătură de băț. Plutonierul Benone îmi deschide portiera din dreapta sa. Mă așez lângă el, povară trece pe bancheta din spate. Încotro? Cât mai departe. Oftez eu obosit și ridic receptorul. Colonelul Donea mai e încă la birou, îmi răspunde, îi raportez, mă întreabă dacă vreau să mă ocup de caz. Ce om bun și drăguț e șeful meu! Mai întâi mă caută cu miliția, mă smulge de lângă Lili ca pe urmă să mă întrebe, într-un spirit de democrație de plină, dacă opte sau nu pentru dosar. Răspund blazat. Acu, dacă tot am intrat pe fir, facă-se voia ta, mă binecuvântează colonelul. Ei, și acum vă puteți duce și voi pe la casele voastre. Să trăiți! Șoferul, care a auzit cuvintele șefului, apasă pe accelerator. Gonim, gonim spre casele noastre. Iar gândul ăsta e atât de dulce și ademenitor, încât simt cum, de plăcere, ploapele-mi devin grele. Capitolul 3. În fiecare dimineață, mama mă întreabă dacă am dormit bine și de fiecare dată îi dau unul și același răspuns. Da, mama, am avut un somn strașnic. Ei, slavă Domnului! Se bucură ea, arătându-se nu știu de ce îngrijorată de somnul meu.
Adevărul e că, în ciuda aerului meu de tip flușturatec, sunt un om serios, cu o disciplină interioară perfectă, întreținută de o voință aparte. De aceea, oricât de intens mi-ar fi dat să trăiesc evenimentele unei zile, când sună clipa somnului, nimic din lăuntrul sau din afară nu-i în putere să-mi tulbure odihna. Am un somn odihnitor, ceea ce mi-asigură încă de la primele ore ale dimineții o voie bună invidiată de mulți colegi. La ora 6:20, în timp ce eu mai lucrez cu extensorul, mama mă anunță că mi-a pregătit micul dejun și că pleacă la piață. Apoi urmează avertismentul. Dacă nu vii la masă, să-mi dai un telefon, că îți rup urechile dacă nu-mi telefonezi. E în regulă, mamă, îi strig eu din baie, tot nădușind și întinzând voinicește arcurile extensorului. La 7:15 îi telefonez lui Lili. E și ea matinală. Știu ce o să-mi spună, însă nu bat în retragere. Îmi răspunde chiar ea. Tu ești? Tace, ca după un minut să treacă la atac. Liviule, așa nu mai merge. Declarația ei, afirmată cu un pic de patos, nu mă prea impresionează. Știu și cum să mă apăr, cum să întorc situația în favoarea mea. Ca și când n-aș fi auzit-o, exclam înspăimântat. Fai, Lili, de-ai ști ce vis am avut. O interesează orice vis al meu, mă roagă imediat să îl povestesc, grăbindu-se să-l interpreteze. Iar dacă protestez, îi invocă pe Freud și pe Adler și atunci mereu descoperă în visele născocite sensuri neliniștitoare. Și iarăși, de șmecher ce sunt, schimbă cazul exclamând în timp ce logodnica mea îmi explică teoria simbolurilor. Mi-e tare dor de tine. Și mie, Liviule, îmi dezvăluie înduioșată. O să trec să te văd. Să treci, Liviule. Ceau, ceau. Gata, am împăcat-o. Mi-am luat o piatră de pe inimă. Pentru cât timp? Nu știu. N-are importanță, că jocul nostru e veșnic același cu unele modificări pe aici pe acolo. Important e că pot să-mi încep ziua cu sufletul împăcat. La sediu, povară mă așteaptă stând în picioare lângă fereastră. Fumează și studiază la nesfârșit acea porțiune din Calea Victoriei, cuprinsă între strada Doamnei și Lipscani. Cum ai dormit? Mă întreabă și el. Profund. Îl încredințez și, ca să fiu și mai convingător, strecor un panseu. Orice s-ar întâmpla cu el, polițistul trebuie să aibă un somn bun. Deloc impresionat de cugetarea mea, povară mi-arată cu capul în direcția ușii ce dă spre cabinetul colonelului Donea, sfătuindu-mă. Să-i spui și lui situația cu somnul. Să știi că a uitat să mai plece acasă. Nu-i o noutate. Șeful ne-a obișnuit pe toți cu nopțile sale albe. Mă îndrept spre ușa capitonată. Ciocănesc, intru, îl găsesc pe colonel studiind un dosar destul de voluminos. Povară nu m-a mințit, șeful n-a părăsit sediul. A citit toată noaptea dosarele lucrate de ofițerii în subordine. Cele lecturate trec automat în dreapta sa. Sunt vreo 10 în partea aia. În stânga? Niciunul. A, tu ești băiețică? Se bucură el văzându-mă. Șezi? Nu, nu arată nedormit și pare pregătit să înceapă cu forțe proaspete ziua de lucru. Mă așez. Mă privește clipind des din ploape. Ce plan ai pe ziua de azi? Întrebarea nu mă găsește nepregătit. Îi raportez. Doctorul Patrichi mi-a promis că îmi dă acum de dimineață rezultatul autopsiei. De expertiza lui depinde și de perspectiva cercetărilor. Până atunci vreau să stau de vorbă cu Lucreția Budescu, femeia de serviciu care a descoperit cadavrul lui Cristian Lucaci. Foarte bine, aprobă șeful. Pot să te ajut cu ceva? Unii șefi pun întrebarea asta doar de complezență. Colonelul Donea nu aparține unei asemenea categorii, își face timp să te ajute, bineînțeles dacă situația o cere. Nu știm nimic de părinții studentului, doar că locuiesc la Lugoj. Aș dori înainte de toate să aflu câteva date despre ei. Șeful se apleacă spre birou, ia un pic, își deschide agenda și așteaptă. Eu îi dictez. Lucaci Cristian, fiul Valentinei și al lui Cicerone Lucaci. Altceva? Păi ce altceva să mai fie? Treaba e destul de simplă. Așa cum am mai spus, totul depinde de expertiză. De povară n-ai nevoie? Deocamdată nu. Sunt tentat totuși să adaug. O mașină nu mi-ar strica, căci o să am multă alergătură. Nu îmi formulez dorința. Să mă ții la curent. Eu o să iau legătura cu Lugojul. Astea fiind zise, și-a vrut din nou nasul într-un dosar, dându-mă uitării. Pot să părăsesc cabinetul trântind ușa sau în vârful picioarelor, că tot una e. Nu-l voi deranja. Omul ăsta e formidabil. Muncește cât 10 și n-are nici pe dracu. Posedă, se vede, treaba un mecanism interior pe care eu mi-l imaginez ca orice mecanism cu multe sertare și butoane.
Când dorește, se poate conecta la cei din jur. Răsucește un alt buton, nu aude, nu vede. Rămân în biroul nostru cu pereții afumați de fumul de țigare, dar și de calorifer. Povară mă așteaptă în același loc. Are și el destule pe cap, dar simt că ar dori să lucreze în cauza spânzuratului. Mă duc la procuratură, de acolo o să mă repet pe icoanei. Dacă o să am nevoie de tine, să telefonez. Pe la Grigoraș n-ai de gând să treci? Își amintește el. S-ar cuveni. Eu am fost. Într-adevăr, fiola conținu morfină. Tușesc. Nu-i un amănunt oarecare și dintr-o dată dosarul capătă o nouă dimensiune. A fost studentul Cristian Lucaci un morfinoman? Sinuciderea s-a produs sub efectul drogului? De unde și-a procurat morfina? Și apoi dacă și-a injectat-o pe unde naiba s-o fi prăpădit seringa? Răspuns în frământărilor mele, povară mă mai informează. Grigoraș a mai revelat pe fiolă uva agiurme digitale lipsite de importanță. E aprecierea ta sau a lui Grigoraș? A mea. De aici încolo încep să mă deosebesc de colegul meu. Povară nu-i un polițist lipsit de experiență sau de pasiunea profesiunii, dar stabilește prea repede dacă un element e sau nu important în ponderea cercetărilor. În această primă fază a investigațiilor, toate amănuntele, după părerea mea, sunt la fel de importante. Ca la startul unei curse hipice, toți caii se află pe aceeași linie. Diferențierele și distanțele intervin ceva mai târziu. Telefonul e în dreapta mea, ridic receptorul și îl chem pe procuror. Îmi răspunde chiar el și pare încântat că m-am grăbit să-l sun. Bucuria sa îmi amintește nu știu cum de bucuria unui negustor care a izbutit să scape de un produs greu vandabil. De la Patrick, ai vreun răspuns? Nu, dar vom avea în jurul orei 10, mă încredințează procurorul. Ceva totuși mi-a spus. Ce? Sar eu intrigat. Prezența în organism a unei puternice doze de morfină. Fiola confirmă același lucru. Atunci e simplu, își închipuie Berindei. Sinucidere. Încheiem dosarul și gata. Optimismul procurorului mă întristează. Chiar așa, acceptând concluzia lui, mie tot mai rămâne pe cap o problemă. Morfina. De unde și-a procurat-o Cristian Lucaci? Sigur, Berindei are toate motivele să fie radios. Vreau să trec pe la procuratură, îl încunoștințez, să mă uit pe ciornele dumitale, pe urmă o să ne deplasăm împreună pe icoanei. Poți să-mi trimiți o mașină? Ale noastre sunt toate în acțiune. Îți trimit imediat una un moscvici. În 10 minute e în Dobrogeanu Gherea. Al dracului mai e și procurorul Berindei. Ca să scape mai repede de povara dosarului Cristian Luca, ce ar fi în stare să-mi trimită tot parcul de autoturism al procuraturii. Închid telefonul. Povară nu scoate o vorbă, răsfoiește niște documente, pare interesat de studierea lor. Îl anunț că plec. Îmi răspunde fără să-și ridice ochii de pe hârtii, e mai înalt și mai spătos decât mine. Fața sa albă, plină, cu început de gușă și păr blond și rar sugerează tipul nordicului care bea multă bere. Cu bine, îmi urează supărat pe mine, naiba știe de ce. Înainte de a părăsi sediul, trec pe la serviciul de tehnică criminalistică, unde sunt instalate și laboratoarele. Pe Grigoraș îl găsesc rânduind pe suprafața mesei de lucru un set de fotografii color. De parcă și-ar face o paciență cu ele. Sunt cele făcute în mansarda lui Cristian Lucaci. Astea sunt toate, mă informează Grigoraș. 11 la număr. N-au ieșit rău. 11 fotografii așezate una lângă alta alcătuie sugestiv atmosfera mansardei și a dramei petrecute acolo, sub una din grinzile acoperișului. Ochii mei cad pe una din ele înfățișând șnurul electric ce tânjește parcă după aparatul de care a fost despărțit. Nimic de zis, fotografiile au ieșit bine, surprind un tânăr de 24 de ani. Mâine ar fi absolvit institutul. Grigoraș îmi mărturisește. Nu înțeleg cum poate un tânăr să ajungă la ideea morții. Tinerețea prin esența sa e potrivnică morții. Omul cu trusa, ajutorul nostru numărul 1, filosofează. Deși nu-mi plac filosofările pe marginea unor cazuri de competența miliției, îl ascult totuși atent, căci pot pe neașteptate să prind ceva. O insectă invizibilă. Să-l luăm de pildă pe Cristian Lucaci. Îți poți da repede seama că era talentat. Ce griji putea să aibă? De ce natură erau? Mansarda, obiectele din locuința lui îți dezvăluie o fire de om echilibrat. Și dintr-o dată... Poate că nu dintr-o dată. Îl contrazic fixând una din fotografii. Fiola. Uiți de stupefiant. Drumul către o asemenea fiolă e lung și întortocheat. De pe scaunul său, Grigoraș mă măsoară de jos în sus, apoi se întoarce din nou la setul de fotografii.
Bagă de seamă, îmi prezice el. Fiola asta o să-ți dea multă bătaie de cap. Uite-l, naibii cum mă zădărește. Maiorul Grigoraș nu e un superficial și nu aruncă vorbele în vânt. Profesiunea îl obligă să mediteze, să cumpănească bine orice apreciere, chiar și atunci când ele nu sunt suficient sprijinite pe probe. Mă interesează mai întâi expertiza medicului legist. Îmi precizez eu poziția. Dacă se confirmă că tânărul era un morfinoman și apela la asemenea fiole, înseamnă că dispunea de sume mari ca să și le procure. Și încă ceva, trebuie să fie avut în casă o siringă. Unde-i siringa? De ce n-am găsit-o? Grigoraș clătină sceptic din cap. Oricare va fi rezultatul expertizei, vei fi obligat să explici proveniența fiolei. Omul cu trusa îmi mai place și pentru că în judecățile sale se limitează strict la ceea ce stabilește în laborator. Dacă eu mă mai las furat de imaginație, Grigoraș își refuză atarii aventuri, fiind întotdeauna cu picioarele pe pământ. Precizările sale îmi răpesc orice iluzie că problema s-ar putea rezolva ușor, chiar de la sine, în cursul firesc al cercetărilor. Te las, îl anunț, plec. În momentul următor, Grigoraș se ridică de pe scaun, se întinde de îi trosnesc coasele. Abia acum îmi dau seama că în timp ce eu dormeam acasă în patul meu, Grigoraș a trudit toată noaptea ca să-mi ofere la ora aceea o perspectivă asupra cazului. Mă conduce până la ușă. Când știi ceva de la Patrichi, dă-mi și mie de veste. Rugămintea are fără îndoială un țel. Îi descoper ochii congestionați și îl întreb. Ai vreo idee? Îmi răspunde cu o sinceritate dezarmantă. Nu știu. Tot ce știu e că vreau și eu să pricep cum un tânăr de 24 de ani talentat și chiar foarte talentat a ajuns la ideea sinuciderii. Deodată oftează și înjură. Dracu s-o ia de treabă! Ceva nu e în regulă cu Grigoraș, ceva îl tulbură în mod vizibil. În general, e un tip trecut prin ciur și prin dârmon, a văzut multe și a fost dat să se învârtească cu trusa și aparatele foto în jurul multor cadavre. E călit ca un chirurg care nu se lasă impresionat de pacient și taie fără milă. Părăsesc sediul și îmi propun ca până la procuratură să nu mă mai gândesc la Cristian Lucaci. O să am tot timpul să o fac. Prefer să-mi amintesc secvențe din Zorro. În Mosviciul procuraturii, trimis de Perindei, tot cu Zorro mă delectez. De la film, în mod inevitabil, ajung la Lili. Are dreptate. Așa nu mai merge. E timpul să ne căsătorim. Parcă-i un făcut. Mereu intervine câte ceva care ne încurcă socotelile. O să trec pe la ea. Suspinul în doi are întotdeauna drarul să o convingă că sunt totuși un bărbat de treabă cu gânduri și intenții serioase. Procurorul Berindei mă așteaptă cu cafeaua pregătită. N-are un birou prea mare, dar are le mare avantaj de a fi singur. Se poartă cu mine amabil, de parcă aș fi sosit în ospeție. Întotdeauna a fost așa, astăzi însă are un motiv în plus. Îmi va pasa dosarul. Patrick încă nu mi-a telefonat. Mă informează el înainte de a mă invita să iau loc. Mă așez în fața lui la birou. Mă îmbie să beau cafeaua, împinge spre mine dosarul. Uită-te prin el până ce mă întorc. Nu o să lipsesc prea mult. Mă lasă singur. Îmi aprind o țigară, cafeaua e tocmai bună de băut. Între coperțile dosarului deschis de procuratură și care va fi închis de mine, cel puțin așa cred, găsesc declarația Lucreției Budescu. Din capul locului consta că e întocmită de Berindei și scălită de un martor. Se și motivează de ce, nu că martor ar fi analfabetă, ci fiindcă starea ei după leșinul în care căzuse n-a permis să îi se ia semnătura. Eu, Budescu Lucreția, în vârstă de 52 de ani, născută în București cu domiciliul flotant pe strada Icoanei 31, sunt angajată ca femeie de serviciu la familia Tsugui Vasile, etajul 1, apartament 5. În legătură cu moartea locatarului Lucaș Cristian, domiciliat la mansarda imobilului, declar următoarele. În anul 1970, când studentul Lucaș Cristian s-a instalat în mansarda imobilului, mansarda e, de fapt, proprietatea unchiului său, Miluță Pascaru, mi-a propus că o dată pe săptămână să-i fac curățenie în locuință și să-i spăl rufăria. Am acceptat. De atunci și până în prezent l-am ajutat, iar el mă plătea pentru serviciile făcute. Declar că decedatul era un tânăr cum se cade și cinstit. Astăzi, 27 octombrie 1974, pe la orele 15, întâlnindu-mă pe scări, mi-a cerut să trec pe la dânsul în jurul orei 19, că vrea să-mi dea ceva la spălat. Nu știu dacă era orele 18 sau 18:30,
Când am urcat la mansardă, am găsit ușa întredeschisă, am ciocănit de câteva ori și, neprimind niciun răspuns, m-am hotărât să intru. Lucaci Cristian spânzura de grindina mansardei. De crita mansardei. Am început să țip, am leșinat, s-au adunat vecinii, iar tovarășul Țugui a telefonat la secția de miliție. Mai declar că nu m-am atins de decedat, nici de alte obiecte din locuință. Am citit și sunt de acord cu cele scrise pentru care semnez. 27 octombrie 1974. Piesa următoare a dosarului se constituie din libretul cec cu depunerea lui Cristian Lucaci. Contul i-a fost deschis la 3 octombrie, când dintr-un foc a depus 17.500 de lei. O sumă frumușică pentru un student. Au trecut 24 de zile de la eliberarea libretului, în care vreme deponentul nu s-a atins de economiile sale. Ce-o fi cu banii ăștia? Și nu o să-i moștenească? Sau s-o fi gândit nefericitul să lase în urmă un fond de mormântare? Barem să fi lăsat și câteva rânduri. Trec apoi la lectura procesului verbal, este întocmit ca la carte. Scurt, laconic, un adevărat model. Dacă în gestul nefast al lui Cristian Lucaci nu ar fi fost sesizate și câteva amănunte dubioase, dosarul, la care bineînțeles ar fi adăugat și expertiza medico-legală, ar fi fost ca și încheiat. Așa, totul se cere luat de la început. În bilanțul cazurilor rezolvate de mine, n-am avut ceva asemănător. Mă întreb de ce șeful n-a pasat problema celor de la secție. Pentru locotenentul de aseară ar fi fost un exercițiu util. Am să o iau de-a capo, adică de la Lucreția Budescu, și nu mă îndoiesc că datele suplimentare ce îi le voi cere îmi vor fi utile. Închid dosarul și mă ridic hotărât să mă apuc de lucru. Însă prietenul meu, procurorul, întârzie. Nu-mi rămâne decât să-l aștept și să mai trag o gură de tutun. În sfârșit vine și pornim spre icoanei.